Neața lume, aici adică un nou episod din Breaza Haiducilor și vreau să vă explic o chestie care am observat-o că s-au creat multe confuzii în privința Ender Chest-ului. Măi oameni buni, am observat 3-4 comentarii care au ajuns în top comments cu nu știu câte thumbs-up-uri. Oameni buni, Ender Chest-ul ăsta... Că e aici, că e la spawn, că e oriunde vreau eu, numai eu pot să văd ce am înăuntru. Dacă vine Demsky și vine, sau Marian, sau oricine, și-a pus ceva în Ender Chest și deschide Ender Chest-ul, vede ce are el. Dacă nu am pus nimic, e gol. Deci dacă eu mă duc aici și văd asta, pot să mă duc și la spawn, frumos. Marian și-a făcut o ușă și mecher, observ. Mă duc la spawn să vă arăt, uite un Ender. Stați 2 secunde că merg prin Nether un pic. Ok. By the way, am găsit un cap de ăla de Wither aici undeva. Se spawnează în zonele alea, Oh, prea neșit, ok. Cred că își dă reconnect. Sau nu? Da, nu contează. Că e la mine acasă Ender Chest-ul ăla, că e la ei, că e oriunde... Poate să fie pe harta asta. Ei nu au cum să-mi acceseze ce am eu în Ender Chest. Cum și eu nu pot să le accesez ce au ei în Ender Chest. Deci, Ender Chest-ul e unicat pentru fiecare dintre noi. Înțelegeți chestia asta? Sper să înțeleagă chestia asta și să nu mai vă comentarii. Ali, dar să ai grijă că poate să-ți fure cineva din... Nu îmi fură nimeni din chestia, că e doar al meu. Jesus. Am văzut multe comentarii și trebuia să le explic. Bă, dar intră oi pe portalul ăla, frate. Și por și oi. Bă, deci n-am înțeles, mă. Uite. Bă, dacă îți place atât de mult aici, de-aia du-te tu în lavă. Ce rău îmi pare. Nu. Bun. Deci, acum mă duc la spawn. Ăsta-i spawn-ul. Știi câte știți? Aici e cadoul meu pentru Nenea Casper. Încă n-a venit să-l ia. Ender Chest-ul de la spawn. E aceeași chestie cu Ender Chest-ul de la mine, deci nu are cum să fie diferit pentru mine, de ce am eu acolo. Și dacă vine Marian să se uite, nu vede ce vede el aici, 20, nu știu ce, blocuri de iron, diamond, fortune, chestii. Și ia să vedem, să vă dau, să vă arăt și vouă, nu știu dacă Marian a filmat, dar să vă fac un mic spoiler, să văd ce a făcut Marian pe aici. Ia să mergem noi 2 secunde. Vedem ce a făcut și domnul Marian. Deci sper să rămână chestia asta. Sper că am lămurit-o până la urmă. Oricum am feather falling. Deci nu-i problemă. Și da, apropo, mi-am încercat și cam toate astea de aici. Cu câteva nivele. Aveam 16 nivele și am încercat să le... Acum mai am 2 din câte văd. Deci sper că s-a înțeles chestia. Că nu are cum să vină altul să-mi deschidă mie Ender Chest-ul meu și să vadă dacă... Deci nu e ca un chest normal. Chest-ul ăla e pentru... Wow, ce m-a speriat de calul ăla. Ia să văd ce... Să vedem cât de bun e. 2 secunde, să-l călăresc un pic, Marianne. Ia să vedem câte blocuri sare. Nu, uite aici, vreau să văd. Am de-abia 3 blocuri, e bine. Ia să punem noi aici. Așa. Și să vedem, găina asta e super tare, a pus și coroana, dacă i-am zis să-și pună coroana. Bă, dar unde ți-e ușa, mă, Mariane, mă? Tăp, tăp, tăr, tăr. Da, a făcut și mega chestia asta, Marian. Tare. Șmecher. Bă, Mariane, dar trebuie să-ți pui și ceva de afară. Ia stai un pic, sunt curios. M-a făcut curios, Marian. Să-i văd și-o circuitul. A, păi un T-flip flop aici. Aici ce a pus? A făcut un T-flip flop? Nu. Ia, sunt curios ce a făcut Marian pe aici. Nu, deci ăsta e T-flip flop-ul.
A, deci să înțeleg că a pus flip-flop-ul ăsta aici, nu o să-l pun în partea aia. Bun, am înțeles. Nice. Bun. Frumos. Oh. Shit. Cum mai ies eu de aici? Gata. Să nu-i stric ceva la mecanism. Bun. Foarte tare. Oh, dar că și-a făcut ceva ca lumea pe aici, Marian. Nu mint. Ia uite ce șmecher. Ce șmecher. Hai, dar nu știu ce vreau să fac aici. Dacă, și ce-ar fi tare ca Marian să facă și aici, la fel cum a făcut și aici. Ia uite ce șmecher. Asta i-am spus și eu să fac așa. În fine. Nu contează chestia asta. Bun, deci sper că am lămurit chestia cu Ender Chest-ul, problema Ender Chest-ului. O repet și o zic din nou. Marian, Casper, oricine e pe serverul ăsta și Ioana, nu contează cine, se duce la spawn și deschide Ender Chest-ul, nu-l vede pe al meu. Vede pe al lui. Înțelegeți, oameni buni? Nu contează că e la mine acasă, că e... Unde, nu contează unde l-am pus. Nu o să vadă nimeni ce am eu pus acolo. Pot să pun și un dildo. Nu o să știe nimeni. Înțeles? Bun.